Primarul municipiului reședință de județ a vorbit despre proiectele aflate în derulare, asfaltarea străzilor, modernizarea parcurilor, înființarea unei noi echipe de handbal și prioritățile pentru anul 2022. Da, am observat zilele astea o frământare mare așa în cadrul organizației PNL. Cine ale cui sunt proiectele, cine le-a semnat, cine le-a făcut, proiectele europene, ce se întâmplă în Călăraș, ce s-a mai dat la ultima rectificare, că am dat bani la anumite școli. O să încep cu proiectele europene. Țin să le spun așa, că sunt în administrația asta de la Călăraș din 2012. Toate aceste proiecte europene, care la ora asta sunt în implementare, le-am susținut, am fost în echipele de care le-am susținut, prin Consiliul Local și cât faptul că eram vice în 2012-2016. Câștigătorii din aceste proiecte europene nu pot fi decât cetățeni din Călăraș. Nu știu de ce atâta zbatere la PNL Călăraș, în momentul în care nu s-au făcut decât documente, iar partea grea de implementare ne-a revenit nouă, acum de un an de zile. Știu că este o anumită frustrare, pentru că au văzut că suntem în stare să ducem la capăt aceste probleme, aceste proiecte, cu problemele lor, da, și acum ei s-au trezit, băi, ce mai facem și noi? Că dacă am terminat pietonalul, deja suntem în faza de proiectare, au o problemă deja, pentru că noi construim pentru Călăraș, dacă am terminat de licitat strada București, iarăși se gândesc că au o problemă, pentru că noi chiar facem proiectul acesta, dacă am terminat regenerare, zona urbană, zona vest și Navrom, iarăși spun că au o problemă, pentru că suntem în stare să implementăm aceste proiecte pentru Călăraș. Și așa cum ne-a spus mai acum un an de zile, că tot așa cineva a ridicat această problemă, este ușor să faci un copil, dar este foarte greu să-l crești. Acest lucru facem noi, creștem aceste proiecte europene, ca acești cetățeni din Călăraș să se bucure de ele. Pe lângă faptul că ne descurcăm cu aceste proiecte europene și le implementăm, așa cum ați văzut într-un an de zile, prioritatea a fost ca să dezvoltăm mobilitatea rutieră a cetățenilor noștri din municipiu. Pentru că municipiul nostru suferea de această mobilitate. N-am făcut un calcul clar, dar pot să vă spun cu certitudine că azi cel puțin 14 km de străzi au fost asfaltate în Călăraș. Nici o promisiune nu rămâne neonorată. Așa cum vedeți, săptămâna viitoare deja începem și asfaltăm și prima parte a benzii de intrare din Călăraș. O să ducem zona de intrare de la Siderca și iluminat public. Da, o să facem pista de biciclete și pietonal. Așa cum ați văzut, am terminat varianta nord. Urmează deja să trasăm cu vopsea tot ce avem în planul de siguranță. Da, și atunci sunt lucruri care se văd. Nu mai vorbesc de străzile pe care le-am făcut paralele cu Bucureștiul și de ce le-am făcut, pentru că la anul, dacă în primăvară sau cât de repede ne permite timpul, intrăm să modernizăm Bucureștiul, atunci avem nevoie de mobilitate ca să nu deranjăm prea mult cetățenii din Călăraș. Am terminat de asfaltat cartierul Ceremac, ce nu s-a făcut de ani de zile. Oamenii aia aveau dreptul și la o viață normală. Mai m-a rămas o singură stradă. Și acum, dacă tot au zbaterea asta cei de la PNL, le cer ajutorul de a obține avizul pentru strada Avram Iancu, de a ne da Ministerul Transporturilor acest aviz, ca să putem să facem la anul o canalizare și după aceea să terminăm și cu asfaltarea acestei străzi, pentru că e păcat ca să nu terminăm și acest cartier. Sper ca până pe 10 octombrie să terminăm de asfaltat și cartierul Farfuria, pentru că am terminat strada Titulescu de asfaltat. Astăzi pregătim strada Oituz, de mâine, dacă ne permite timp și nu începe să plouă, ne apucăm de asfaltat și o terminăm, cred că până miercuri, săptămâna viitoare, terminăm și Oituz, urmând ca de miercuri să intrăm pe strada Speranței și în felul acesta
închidem și cartierul Farfuria. Mai trebuie să mai ducem să corectăm niște defecte pe care le au străzile școlii și uituz care au fost asfaltate anterior și o să punem niște captări de ape pluviale, niște guri de captare a apelor pluviale, pentru că am identificat că sunt anumite probleme acolo și vrem că în momentul în care ieșim din aceste cartiere să fie funcționale cu toate. Sunt foarte multe lucruri de făcut, foarte multe le-am făcut. Mai continuăm și începem săptămâna viitoare și cu strada Dumbravei, ca să închidem străzile care sunt paralele cu strada București, ca să dăm drumul la mobilitate așa cum ne-am dorit. Ba mai mult, n-am uitat nici de cetățenii din Măgureni și din Mircea Vodă. Drept urmare, până la sfârșitul anului, voi face licitații cu clauze suspensive, atât pentru cartierul Măgureni pentru asfaltare, cât și pentru cartierul Mircea Vodă, în aceleași condiții, în condițiile în care onor cei care sunt la guvernare și unor colegii noștri din PNL să ne ajute să luăm funduri pe PNDL Angel Saligny, pentru că nu luăm pentru noi PSD-ul, luăm pentru cetățenii din Cărăraș care așteaptă și ei o dezvoltare bine meritată. Mai mult, o să vă fac un raport la un an de zile clar cu ce am făcut anul acesta, pentru că încă nu l-am încheiat anul. Și în felul acesta o să vedeți că până încheie anul de mandat o să facem și locuri de joacă, așa cum o să vedeți că prinde contur cel de la Queen, cu mobilier de joacă modern, cu tartan pentru protecția copiilor noștri să nu se lovească și vom moderniza atât Queen, Parcul Năvodar, locul de joacă din Parcul Năvodar, locul de joacă din Parcul Florilor și locul de joacă din Parcul Pin. Asta în prima etapă, pentru că anul viitor o voi lăsa mai ușor cu șosele, pentru că termin acum, astăzi am început deja asfaltarea pe strada Plevna, stratul final, și îl închidem până la sfârșitul lunii astea. Și de la anul nu vreau să mă ocup decât de Rahova și locurile, aleile dintre blocuri unde am început, dacă ați avut curiozitatea să mergeți în zona blocurilor H. Da, și acolo o să începem ca să mergem până aproape de școala 11 și să închidem tot acel fartal ca să facem așa cum trebuie și să creăm niște alei funcționale pentru toată lumea, pentru că avem nevoie de ele și nu vrem să deranjăm de la anul traficul, pentru că o să fie deranjat de strada București și atunci o să ne axăm pe alte zone în care nu o să deranjăm prea mult. Drept urmare, prioritatea pentru anul 2022 o să fie locurile de parcare, o să le facem moderne, și locuri de joacă pentru copii, cât și pentru adulți, pentru că am identificat locuri generase între blocuri, în care putem să facem mini locuri de joacă, cât și zone de fitness. Pe Avramian, v-a spus că ați depus solicitare de adresă. Sigur, sigur, am depus la Ministerul Transporturilor de două ori și am și revenit la acea adresă, dar în speranța că ne vor da avizul, pentru că în cartierul Ceremag ne-a mai rămas decât Avramiancu și păcat să nu terminăm. Și atunci la anul am bugetat, am face canalizarea și atunci am și asfaltat și am închis de foarte aproape. Chiar este foarte aproape. Nu, este... Nu. Avramiancu este cea de pe margine unde e linkarea ferată, da? Și asta în cartierul Ceremag. Care duce de la 10 nivele la stadion. Nu. Cea care duce de la 10 nivele la stadion este strada locomotivei, care este împărțită în două. Și pe stânga și pe dreapta tot locomotivei se rovește. Tot locomotivei. Și astea le-a făcut pentru asfaltare? Sigur. La anul intru și continui. Deci cu asfaltarea termin anul acesta, pentru că nu o să ne mai permită timpul. Dar dacă ne permite, noi mergem în continuare. Da, termin Titulescu, l-am terminat strada Titulescu, termin strada Oituz, strada Speranței, urmând ca strada locomotivei, cea care spuneați, cea de lângă linie, să o facem și pe aceea, ba mai mult ne mutăm și pe partea cealaltă, pentru că în prima etapă vreau să duc niște guri de captare a apelor pluviale, ca să văd ce se întâmplă când trecem pe acolo și se adună bălțile respective. Am identificat unde să le pot pune și atunci le și puteam să intrăm, să asfaltăm acolo și vreau să vă spun că foarte mult am asfaltat cu cei de la Pavace Spații Verzi pe costuri mult mai mici. Dar să și rezistă. Rezistă foarte bine. Chiar vă rog să mergeți, pentru că eu nu-i las de capul lor în fiecare dimineață și seară și mai ales
După fiecare ploaie unde am asfaltat, am mers după ei ca să văd condițiile în care s-au asfaltat și ce se întâmplă. Eu le-am spus de fiecare dată, acolo unde am asfaltat, nu trebuie să așteptăm ploaia ca să vedem dacă avem defecte. Am vidaja care merge cu apă, dăm drumul la apă și vedem acolo unde avem defecte și le corectăm. Pe varianta aia, de ce nu ați mers cu două benzi pe sens până la secundă? De ce să mergem dacă putem să ne lățim? Păi, varianta acum am lățit-o. De la Saint-Gobain până la Tenares. La barieră până la Saint-Gobain, ați rămas tot pe o bandă. Păi nu ne permitea că era aliniamentul așa cum era. Și de acolo am mers unde ne-a permis să lățim proprietățile care le avem acolo, ne-a permis ca să intrăm și să lățim. Da, până în barieră, da. Dar după barieră înspre Saint-Gobain? Nu ne-am permis. Nu ne-au permis. Nu v-au permis? Da, proprietățile care erau acolo nu ne-a permis. Nu puteam să facem acele lucruri. Unde ne-a permis, ne-am extins. Ați văzut cum ne-am dus. Chiar la limite deci, de proprietăți. Da, deci nu ne-am permis acolo ca să facem lățirea respectivă. De altfel puteam să facem. Dar asta nu este o problemă. Este bine că de acolo, acolo unde e zona industrială dezvoltată, putem să ne desfășurăm. Da, dar nu... Pentru că, ați văzut, nu ne dădea aliniamentul. Adică mergeam în o bucățică și tot ne strângeam după aceea. Și n-am făcut. Și am respectat aliniamentul. În perspectiva închiderii străzii București la an, luați în calcul stabilirea unor sensuri unice pe... Bineînțeles. Același lucru se va întâmpla și cu pleful. Adică vom începe deja studiul de trafic în care o să dăm... Coborârea o să vină pe Grivița, că e sens unic. După aceea, când urcăm spre Libertății, o să dăm sens unic ca să fluidizăm, pentru că se vor produce aglomerări. Sigur. Ba mai mult, deja lucrez la un DALI, în care vom vedea, mai avem 11 km de străzi adiacente pe București, care le-au un plan în condițiile în care să fac niște contracte de delegare subsecvente, în care să pot să încep să le lucrez și adiacentele pe București. Vreau să dezvoltăm călărașul. La 5 călărași, în momentul ăsta, ce se lucrează? La 5 călărași, da, avem aprobarea să facem un sens giratoriu de probă, să vedem cum așezăm zona respectivă și dacă dă rezultate bune, îl facem definitiv. Faceți din bani? Da, sigur, numai așa. Ba, mai mult am dat drumul și la documentația de a face sensul giratoriu de pe Slobozii. Până la urmă, cam sensurile generatorii sunt cam de perspectivă, pentru că toți au început să facă peste tot numai sensuri generatorii. Păi în orașele mai mari se desfințează semaforizarea și se introduc sensuri generatorii. Sigur. Când a spus că se termină domnul Siderca? Măi, eu aștept de săptămâna viitoare deja ne apucăm de asfaltat banda care am pregătit-o ca să ne mutăm. Adică deviem circulația pe banda care o asfaltăm și intervenim pe banda cealaltă unde este pietriș. Sensul giratoriu a rămas în discuție și suntem în discuție, dar n-am mai putut să mai stau să aștept ca să ne așezăm și cu sensul girator, pentru că, așa cum bine știți, acolo este drum național, trebuie să luăm aprobările iarăși de la Onor în alta poartă și nu am mai stat să mai așteptăm aceste aprobări. Drept urmare, rămâne în discuție, pentru că avem un proiect care e prins sensul girator, dar acolo, pe lângă faptul că este la sensul giratorului, trebuia pus pe drumul național și trebuia aprobările respective, ca să poată să ia curba respectivă în sensul giratorului util, trebuie să luăm, să avem discuții și cu proprietarii de pe stânga și pe dreapta, că trebuie să ne lățim un pic ca să avem suprafața mare de întoarcere. Cine execută marcajele în oraș? Nu știu să vă spun, este o societate care a luat o primă de societate. Sunteți mulțumit de calitatea marcajelor? Da, de ce să nu? Pentru că sunt strâmbe. Pe nouă, nu sunt... Haideți să... Deci... Voi la Beatul e mașina stricată, adică... Eu n-am sensitat. Acum, uite, chiar sunt voi, chiar... Mergeți pe strada Grivița. Mergeți pe Luceafă. Pe Grivița este în proiect. Nu. Pe Grivița și s-a marcat acum. Păi da, e cel care a avut discuția asta, dar au vrea cumțea. Așa. Centrul, axul drumului e aici, iar ei vin așa. Păi depinde cum le-a dat centrul, depinde cum le-a dat axul drumului. Păi, că nu vine, ea vine în curbă. Păi da, e frumos, o linia. Nu, păi nu, că dacă vin cu linii drepte, nu poate să dea centrul axului, pentru că nu, strada nu este dreaptă.
Și mai sunt vreo zone în care se... Sigur, se împustează și atunci axul drumului se modifică. Nu mai poate să fie, pentru că strada Grivița are diferite lățimi. Și axul drumului este altul. De vedere, e strada Năbodar. Dacă vă uitați pe ea, sunt vreo zone care nu aici, se așa. Dar... Așa au spus și pe strada al Zefirului la fel. Dar iarăși, datorită faptului că axul drumului este altul, că avem anumite lățimi, dar, de exemplu, și strada Plevna o să apară la fel. Da? Pentru că sunt lățimi de 8 metri și axul este altul și avem lățimi de 8 metri 60 sau 1,80 m. Apropo de strada Plevna, vreau să vă spun că mă gândesc deja să fac, datorită faptului că este destul de lată, să fac și o bandă de biciclete. Când mai mergeți cu mașina, uitați-vă cu atenție. Nu am pus să merg pe jos. Nu am pus să merg pe jos. Nu, totul se reglează după axul drumului. Nu e vorba doar de axul drumului. Inclusiv porțiunile separate. A, o să mă uit. Deci alea sunt simple ele. Deci, în speță n-am urmărit că nu... Și când mergi cu mașina, așa fac ochii pe șosea. Te uiți după dungile astea? Păi te uiți, că cum după ele te uiți, nu de-aia sunt făcute să te uiți la ele. Hai, trebuie. Da, la echipa de handbal am fost să dăm drum. O să începem în anul ăsta competițional, 2021-2022. Am pregătit tot. Dacă vă uitați în buget, deja aveam niște bani și acolo. Dar la un moment dat s-a rupt filmul, cel care se ocupa de diligențele, să spunem așa, și de a lua toate aprobările de a intra în Liga B, în Liga A, de fapt. Da, nu mai am avut comunicare cu cei din AGA și atunci s-a rupt filmul. A pus niște condiții, din ce înțeleg. Da, și a fost o întârziere. După aceea am făcut adresă oficială de la primărie la FRH. Mi s-a răspuns că termenul este deja tardiv și nu mai. Dar cu siguranță de la anul ne ocupăm și de echipare. Bineînțeles, dar acum am făcut. Adică bugetul destinat campului l-am direcționat în investițiile pe care le-am făcut în graj. Este clar că nu o să-l ținem acolo să facem. Nu, o să facem locuri de joacă pentru copii. Avem ce să facem. Adică sunt foarte multe de făcut în graj. Revenim puțin la infrastructură. Cartierul Mircea Vodă, bloc, mă refer la străzile Victoriei, Năbodar, Mantui. Acum 3 ani, 4 ani s-au finalizat cele. În acel proiect nu era prevăzută și reparația rotoarelor? Erau rămas? Nu mă întrebați, că n-am fost la momentul respectiv, nu. Din ce mi-aduc eu aminte, am oprit numai carosabil. Și aveți în plan să reparați rotoarele? Păi da, dacă vedeați cum am lucrat în ultima vreme la locurile H de pe așa vreau să fac peste tot. Deci trebuie să îndreptăm, pentru că urmăream mămicile cu cărucioare, nu pot să te deplasezi până aia, că totul este spart. Mai avem acum și o investiție făcută de Enel prin Mircea Vodă și în zona respectivă între Luceafărului și Năvodar, în care au început să spargă tractoarele și au început să-i urmăresc acum și să-i amendez dacă nu refac cu termen, cu grafic clar, pentru că nu mai merge așa. Adică nu mai merge să vină fiecare să spargă și să nu facă nimic în urmă decât după nu știu cât timp, când și-a adus aminte. Chiar pe Luceafărului, la 2 săptămâni după ce a finalizat asfaltarea, au venit și au spart tractoarele, da. Au o casă din zonă, au spart să-și facă aducțiunea de gaz, sau nu știu ce. Da, s-a întâmplat. Dar acum am modificat și o să fac și pe hotărâre de Consiliu, în care nimeni nu o să mai poată să mai intervină în carosabil decât în anumite condiții. Ba mai mult, oricare vine să facă o lucrare și să ia o autorizație de intervenție în carosabil, trebuie să vină la pachet și cu un contract cu o firmă autorizată care să refacă imediat ce au stricat ei. Adică nu mai stăm, că nu are cu cine. Deci când au venit, au efectuat lucrarea, pentru că chiar avem o problemă, pentru că autorizările pe rețelele de gaz care se dau acum la populație durează între 3 și 6 luni. Și atunci nu putem să anticipăm ce se va întâmpla. Avem o problemă
și pe Plevna, dar de comun acord cu constructorul, au zis să ia legătura cu constructorul și să le dea voie, pentru că el va da garanția lucrurilor, și dacă le dă voie să intervine, atunci repară constructorul și intervine acolo. Ba mai mult, în toate aceste cartiere unde am intervenit și am asfaltat, am făcut notificări în care le-am spus să-și tragă toate utilitățile, pentru că în următoarea perioadă de 3 ani de zile nu vom mai da voie să mai spargem carosabil. O întrebare. Pe strada Victoriei, sectorul dinspre, să zicem, Școala 11. Așa. Se are în vedere desfințarea spațiilor verzi și înființarea de parcări, pentru că am văzut că s-au pus niște stâlpi de ăștia ca să nu se mai parcheze pe trotuar. Nu se mai parchează pe trotuar. Deci, știi ce se întâmplă? Deci, știi ce se întâmplă acolo? S-a rezolvat problema asta? Nu s-a rezolvat nimic acolo, pentru că am pus popicii, pentru că am avut sesizări de la mămicile care se plimbau, copiii se jucau, datorită faptului că trotuarul este generos, iar oamenii erau învățați să intre pe trotuar, să pună așa, am zis, decât să avem o problemă, mai bine restricționăm zona respectivă. Nu, n-am terminat sistematizarea în zona respectivă unde spui, pentru că am luat în calcul să vedem dacă putem să extindem locurile de parcare, că tot au stricat acolo, dar să vedem cum facem cu registrul spațiilor verzi, vreau să fim în limită la ce ne permite. Să terminăm și ipocrizia asta. Așa zisele spații verzi nu mai sunt spații verzi. Asta vreau să spun. Asta vreau să spun. Ori îl fac spațiu verzi. Exact. Asta am spus. Dar n-am terminat. Nu ne-a permis nici timpul și nu mai aveam cum să stăm acolo. Drept urmare, la anul, exact cum am spus, la anul o să intervenim în aceste zone ca să, tot a spus de școala 11, vreau să termin toată zona aceea până la școala 11 și după aceea să mă mut dincolo la școala 8 și să revin tot în aceeași poziție până la... Există o variantă de mijloc. Există acele tale sparte, sau nu știu termenul exact, acelea care se pun ca să crească gazul. A, tu spui, dalele pentru iarbacă. A, ce? Așa. O variantă să fie și verde, să fie și parcare. Da, ne gândim, dar alea nu rezistă la anumită greutate. Adică alea sunt mai mult pietonale, așa, să pui, să mergi cu ceva, dar nu, ca să reziste la 1000 și ceva de kilograme cât are o mașină sau ceva, nu prea merge. Pentru că trebuie să le pui pe sol și atunci ele la ploaie mai lucrează. Atunci când vine plutonă, deja... Și n-ai făcut nimic. Adică n-ai făcut. Mai bine e decizia așa cum am vorbit, adică ori e verde, ori nu e verde. Acum trebuie ieși din ipocrizie. Păi nu-i corect? Păi așa am făcut. În partea la H13 și am făcut parcarea betonată, tot așa am eliminat, că nu era ori verde, ori verde. Din fața blocurilor. Deci acum să înțelegem. Deci, în zona respectivă am identificat zone destul de generoase. Vreau să spun că acolo unde vorbim și parchează pe spațiul verde, deja am făcut acolo vreo 150 de locuri de parcare și n-am terminat. Da, mai avem o parcare care s-a făcut între Macului și Mușețelui, în zona blocurilor ANL cele noi. Acolo am făcut și fac o parcare de cel puțin 200 de locuri, peste 200 de locuri de parcare. Asta înseamnă că și oamenii trebuie să deplaseze puțin în parcarea aia, pentru că dacă văd că este generoasă și ei tot parchează fiecare babă iarba, o să-i obligăm un pic să ducă în parcarea respectivă dacă avem spațiu excedentar. Încă o întrebare vis-a-vis de parcări. De ce nu reușiți să rezolvați problema cu vehiculele scoase la vânzare, lăsate pe... Le rezolvăm și pe... Deci acum s-a umplut tot Titulescu, parcarea... Știți ce se întâmplă până la urmă? Deci, până la urmă și oamenii aia, iarăși, sprijinim și noi economia locală, că nu putem să-i omorăm acum pe toți să nu câștige, că mâine se mută, zice, dăm și mie undeva unde să-i duc, să le creez un spațiu. Ei, acum lucrez și să mă gândesc la un spațiu din ăsta în care ei să-și desfășoare activitatea în mod civilizat și cu costuri mai mici, pentru că dacă le dai un spațiu unde îi ducem la obor, că era o discuție să-i duci la obor, trebuie să le asigur bază de aia și mai mult costă. Un spațiu extrem de generos în fața grădinii zoologice, un pic în stânga, unde își pot lăsa mașinile. Unde, un pic în stânga? Este spațiu liber pietruit din fața, cine era acolo, Rematul, are sau... Nu, acolo facem parcare. Păi, acolo mutăm, acolo mutăm și facem parcarea.
Păi nu o să accepte cei de la Scoaș care au acolo și parchează mașinile. Deci e spațiu public, dar nu public. Eu trebuie să-l definesc, că trebuie să am un spațiu în care cei care vând mașini, da, că doresc să vândă mașina, trebuie să fie un spațiu autorizat în care ei să fie bine definit. Nu în fața casei tale să fie bine definit spațiul respectiv. Dată pe domeniul public și mai da, lucrăm și la ce. Durează cam mult. Păi dar n-avem ce să facem. Da, hai să vă spun, nu. Nu durează mult, că n-am terminat nici anul. Dar ia gândiți-vă că un nou guvern ne-au dat o grămadă bani anul acesta la ultima rectificare, adică zero, și motivarea a fost în felul următor. Datorită faptului că ați avut un grad de încasare mare, nu mai vă încadrați în formulă și luam zero. Deci dacă ne-am făcut treaba și am încasat de la populație, nu mai beneficiem de la... V-ați gândit să găsiți un alt loc mult mai generos, având în vedere faptul că spațiul pe care se organiza Bâlciu, Ogorul, a da. Fost în timp din, da. Urmat, din cauza cimitirului și eventual acolo să le extinde cimitirul sau să facă exact. Cimitirul de exact. Exact așa ne-am gândit, să vedem ce e mai favorabil pentru noi, pentru că dacă ar fi să extinde cimitirul, ne este mai ușor pentru obținerea vizelor și tot ce avem în zonă. Și iau un calcul ca să fac târgul în partea în care inițial se discuta să se facă cimitir și atunci putem reloca târgul în zona unde este mai generoasă ca să mai fie... Pe exact. Da, și am luat în calcul pentru la anul ca să văd ce costuri implică să mutăm acestea, că trebuie să creeze alei, trebuie să duci utilități și atunci ne luăm în calcul. Da, dar dacă nu mai civilizat fiind o... Sunt de acord pentru că pleci de la început. Ce am făcut pe Sloboție, dacă nu mă șer, în zona Serelor, nu? Avem acolo, avem cale de acces, putem să facem, dar le-am luat în calcul și cu asta. Nu, ca să zic acolo... Da, să relocăm, dar le-am luat în calcul.